Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prințul Jumon, episodul 20. Când Eso află de la Oi că Jumon este pe cale să descopere secretul formulei fierului puternic pentru fabricarea săbiilor, este tot mai îngrijorat. Între timp, Young Po îi mulțumește lui Doki pentru că nu a trădat implicarea sa în afacerea cu arme. Jumon, întors la palatul Puyo din Hyeon-tu, unde plecase în numele regelui Jeomua, spune că a transmis lui Yang Zhong un mesaj ferm, prin care îi punea în vedere Imperiului Han să nu intervină în afacerile statului Puyo, ori altfel s-ar fi ajuns la război. Regele Jeomua râde și îl laudă pe Jumon. Însă oficialii de la curte sunt îngrijorați, mai cu seamă de So. Acesta trimite după Doku pentru a verifica ce progres făcuse în ce privea calitatea săbiilor. Tremurând de frică, Doku mărturisește că reușise accidental să producă o sabie la o calitate comparabilă cu cele Han, însă de atunci nu mai reușise să găsească compoziția corectă. În acest moment, Deso își dă seama că se află într-o cursă tot mai strânsă cu Jumon pentru aflarea secretului fabricării săbiilor. Când primul ministru îl informează într-o întâlnire secretă de faptul că Jumon este cel care a rupt arcul sacru, reacția lui Deso este să îl informeze pe rege. Însă primul ministru îi sugerează să mai aștepte acel moment. Între timp însă, dându-și seama că marea preoteasă Yomieul nu îl va susține niciodată pe Deso, mama acestuia dorește să le convoace pe preotesele celor patru regiuni ale Puyo pentru a ajuta la generarea simpatiei populare pentru Deso. În același timp, au loc discuții între oficiali, în care se pune pentru prima dată problema de a o izgoni pe Yomieul de la palat, pentru a înceta odată pentru totdeauna conflictul dintre templu și rege. Între timp, Deso o cere pe Soseono de soție înaintea lui Yeon Tabal, tulburată de greutatea deciziei pe care trebuie să o ia, având în vedere că putea însemna o deteriorare a relațiilor cu Puyo. Soseono îl vizitează pe Jumon pentru a-l întreba dacă va rămâne alături de ea în urma hotărârii să nu se căsătorească cu Deso. El o asigură că o va proteja indiferent de circumstanțe. Jumon o salvează pe Buyung din ascunzătoarea lui Doki, iar prietenii săi sunt bucuroși. Oi recunoaște că a trădat, dar Jumon îl iartă și reînnoiește legământul de loialitate cu el și ceilalți prieteni. Oi se întâlnește din nou cu Daeso și Young Po, spunându-le că Jumon ar fi descoperit o nouă metodă de fabricare a oțelului, în timp ce Jumon îi urmărește de la distanță. Povestea se desfășoară într-un context de trădări, spionaj și loialitate, în care personajele principale navighează prin intrigi complexe pentru a-și atinge scopurile. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.